Rut, capitolul 2. Naomi avea o rudă după bărbat. Acesta era un om foarte bogat, din familia lui Elimelec, și se numea Boaz. Rut, moabita, a zis către Naomi: lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice de pe câmpul aceluia înaintea căruia voi căpăta trecere. Ea i-a răspuns: du-te, fiica mea. Ea s-a dus într-un ogor să strângă spice pe urma secerătorilor. Și s-a întâmplat că ogorul acela era al lui Boaz, care era din familia lui Elimelec. Și iată că Boaz a venit din Betleem și a zis secerătorilor: Domnul să fie cu voi. Ei au răspuns: Domnul să te binecuvinteze. Și Boaz a zis slujitorului însărcinat cu privegherea secerătorilor: a cui este tânăra aceasta? Slujitorul însărcinat cu privegherea secerătorilor a răspuns: este o tânără moabită care s-a întors cu Naomi din țara Moabului. Ea a zis: dă-mi voie să strâng și să culeg spice dintre snopi rămase pe urma secerătorilor. Și de azi dimineață, de când a venit, a stat în picioare până acum și nu s-a odihnit decât o clipă în casă. Boaz a zis către Rut: ascultă, fiică, să nu te duci să culegi spice în alt ogor, să nu te depărtezi de aici și să rămâi cu slujnicele mele. Uită-te unde vor secera pe câmp și du-te după ele. Am poruncit slujilor mele să nu se atingă de tine. Și când îți va fi sete, să te duci la vase și să bei din ce vor scoate slugile. Atunci ea s-a aruncat cu fața la pământ și i-a zis: cum am căpătat eu trecere înaintea ta, ca să te îngrijești de mine, o străină? Boaz i-a răspuns: mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacră ta, de la moartea bărbatului tău și cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta și țara în care te-ai născut, ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoșteai mai înainte. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Și ea a zis: o, să capăt trecere înaintea ta, Domnul meu, căci tu mi-ai mângâiat și vorbele tale au mers la inima slujnicei tale, și totuși eu nu sunt nici măcar ca una din slujnicele tale. La vremea prânzului, Boaz a zis către Rut: apropie-te, mănâncă pâine și moaie-ți bucata în oțet. Ea a așezut lângă secerători, i-au dat grăunțe prăjite, a mâncat și s-a săturat. Și ce a rămas, a strâns. Apoi s-a sculat să culeagă spice. Boaz a dat următoarea poruncă slujitorilor săi: lăsați-o să culeagă spice între snop și să nu o opriți. Și chiar voi să-i scoateți din snop câteva spice, să o lăsați să culeagă spice și să nu o înfruntați. Ea a cules spice de pe câmp până seara și a bătut ce culesese. A ieșit aproape o efă de orz. A luat-o și a intrat în cetate și soacră sa a văzut ce culesese. Rut a scos și rămășițele de la plânz și i le-a dat. Soacră sa i-a zis: unde ai cules astăzi spice și pe unde ai muncit? Binecuvântat să fie cel ce s-a îngrijit de tine. Și Rut a spus soacrei sale la cine muncise: omul la care a muncit azi a zis, ea se numește Boaz. Naomi a zis nurorii sale: să fie binecuvântat de Domnul, care este plin de îndurare pentru cei vii, cum a fost și pentru cei morți. Omul acesta este rudă cu noi. I-a mai spus Naomi: este din cei ce au drept de răscumpărare asupra noastră. Rut, moabita, a adăugat: el mi-a mai zis, rămâi cu slugile mele până vor isprăvi de secerat. Și Naomi a zis către noră sa Rut: este bine, fiica mea, să ieși cu slujnicele lui și să nu te întâlnească cineva în alt ogor. Ea s-a ținut de slujnicele lui Boaz ca să culeagă spice
până la sfârșitul seceratului orzurilor și seceratului grâului și locuia cu soacră sa. Amin. Vă invit să vă așezați. Pentru că primul mesaj pe care l-am avut din textul acesta a fost de ceva timp, aș vrea doar să vă reamintesc că în Cartea Rut avem câteva capitole extraordinare și această carte este atât de bine scrisă, atât de bine scrisă. Poate ați citit-o și poate v-ați mișcat cu ușurință prin ea și n-ați realizat de fapt ce comoară este ascuns în cartea aceasta. Dar aș vrea să vă spun că din toate punctele de vedere, când o citești, descoperi efectiv perle și comori și nestemate la fiecare pas. În primul rând, cartea aceasta împărțită foarte bine în patru capitole, pentru că la începutul fiecărui capitol apare o situație de criză. Și la sfârșitul capitolului, criza este rezolvată. Și cumva autorul ne face să înțelegem ce se întâmplă. Mai mult decât atât, cineva a făcut observația că la începutul cărții este o situație de criză, care e descrisă în câteva versete, în câteva cuvinte. Naomi își pierde soțul și cei doi fii ai ei, dar la finalul cărții este rezolvată criza aceasta, pentru că Dumnezeu o binecuvintează pe Naomi cu un urmaș. Mai mult, cineva a dus lucrurile chiar mai departe și spunea că cartea aceasta este un fel de expresie a întregii Scripturi, pentru că la începutul Scripturii este o criză și cel care urmează să se nască din Rut ajunge să rezolve criza aceasta, pentru că Rut practic devine străbunica lui David, respectiv străbunica lui Iisus Hristos. Și cu alte cuvinte, prin femeia aceasta, femeia aceasta ajunge să fie una dintre eroinile Scripturii, o străină, o moabită, cu care n-ar fi trebuit să aibă de-a face poporul lui Dumnezeu, ajunge să intre în genealogia lui Iisus Hristos, în genealogia lui David. Săptămâna trecută, sau data trecută, ne-am uitat la câteva lucruri din cartea aceasta și ne-am uitat la Rut și am văzut câteva elemente pe care, câteva trăsături speciale ale ei. Și în mod special ne-am uitat la loialitatea ei. A fost o femeie loială și a rămas legată de soacra ei și a ajuns să meargă împreună cu ea. Am văzut determinarea ei, pentru că în momentul în care soacra ei a încercat să o convingă să plece acasă, să-și refacă viața, a fost determinată să meargă împreună cu Naomi. Și într-un final am văzut credința ei, pentru că a fost o femeie a credinței și a ajuns să rămână acolo în așteptarea unei promisiuni a lui Dumnezeu, în așteptarea unei binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Capitolul 2 este focalizat pe Rut, dar mai puțin. Am citit povestea și poate că fiind seduși de text, de detaliile puse acolo, nici nu am fost foarte atenți, dar în capitolul 2 din cartea aceasta vom descoperi câteva lucruri extraordinare și despre Rut, dar în mod special vom descoperi câteva lucruri extraordinare despre un alt personaj care este adus în istoria aceasta, adică despre Boaz. Sunteți pregătiți? Vreți să aflați ceva despre Boaz? Amin? Amin? Ai. Ăia de pe online, cred că-s mai vioi decât noi. Domnul să ne binecuvinteze. Amin? Câteva lucruri pe care le putem învăța de aici, e foarte interesant. Știu că pentru unii care, nu știu pe unde ați crescut voi, dar cine a crescut pe la oraș, toată povestea asta de aici nu prea are mare... semnificație. Săptămâna trecută am fost până la părinți la Ardud și ne-am oprit câteva clipe în cel mai frumos sat din lumea asta pentru mine, în satul Jac. Dar nici măcar nu m-am dus acasă. Nu știu de ce, mi-a venit așa un dor să mă duc undeva la viile Jacului. Și am mers până la un punct pe un drum de asfalt și de acolo am luat-o prin gropi.
Și la un moment dat am aterizat pe acolo, nu prea circulă mașinile, și știu că a venit un unc de-a lui Ela, Prătvălean. M-am întâlnit cu el și s-a uitat la mine și parcă eram aterizat de undeva. Și zice, ce faci tu pe aici, Marius? Să zic, am venit să văd că mi s-a făcut dor. Și așa, știți, așa ți-s de dragi oamenii ăștia, care se uită la tine, te întreabă ce faci, nu te-ai văzut cu ei de 30 de ani, te întreabă ce faci, cum ești, și după aceea, dintr-o dată, încep să spună ce au pe suflet. Se uită la mine și zice, ce mare e seceta, Marius, nimic nu se face. Uite cum s-a întors porumbul. Și a început dumnealui să-mi explice cât e de mare seceta și cât e... Și pentru cineva care a crescut acolo și care, cel puțin copilăria, Cristi Bălăcean, copilăria aia a fost acolo, înțelege câte ceva din ce în capitolul 2 de aici. Dar aș vrea să vedeți cât de iscusit este autorul acestei cărți și câte detalii la care nici nu vă gândiți ni le oferă și ajungem să le vedem. Numai ascultați-le, vă rog frumos. În primul rând, ne spune cum lucrau slujitorii, cum avea loc seceratul acolo. Pentru că astăzi te duci și vezi mașinării mari care vin și seceră, și în perioada respectivă lucrurile se făceau un picuț mai simplu. N-am pregătit un PowerPoint să vă arăt niște instrumente cu care ei secerau, dar se strângeau snopii și se legau snopii și erau unii care strângeau snopi, efectiv îi tăiau, și alții care făceau legători la snopi, și snopii respectiv trebuiau să aibă niște legători speciale care se puneau în două părți. E foarte interesant. Pe lângă asta, dacă citim textul acesta, mai descoperim încă ceva foarte interesant, care poate nici măcar n-ați băgat în seamă. Cum se salutau oamenii atunci? Pentru că oamenii aceștia se salută în momentul în care ajunge Boaz în câmp, îi salută pe oameni și ei răspund înapoi, Domnul să fie cu voi! Și ei răspund, Domnul să te binecuvinteze, dar asta e un fel de bună ziua sau ziua bună sau Doamne ajută. Și care e răspunsul la Doamne ajută? Să fii sănătos. Așa. Cumva, Doamne ajută, Dumnezeu să fie cu tine. Salutul din perioada respectivă, cum se salutau oamenii, e încă un element din textul acesta. Ce e foarte interesant este că slujitorii de acolo nu era un lan de orz foarte mare, era un teren de cultivat extrem de mare, pentru că ni se spune că erau mulți slujitori, unul la mână, dar slujitorii aceștia aveau inclusiv un supervisor, frate Dan. Deci nu era că s-au dus 3-4 secerători acolo și erau un grup mare de secerători și aveau nevoie de cineva care să le spună, acum voi secerați aici, voi pregătiți legătorile, voi cărați snopii la stoc dincolo și hai că ne aranjăm. Și era un fel de organizer acolo printre ei care îi supraveghea pe oamenii aceștia. Cu alte cuvinte, a fost o chestiune complexă, nu o chestiune banală. Mai mult, observăm cum aici are loc un dialog foarte interesant între Rut și omul acesta, și observăm felul în care, în momentul în care Rut este favorizată, noi ne gândim la Rut astăzi, numai că noi punem nume după Rut, pentru că e un personaj interesant, dar Rut era acolo o femeie simplă, fără drepturi, o străină, și în momentul în care îi se face un favor, Rut ajunge să cadă cu fața la pământ, să se închine înaintea lui Boaz. Observăm relația dintre stăpân și slujitor, felul în care se raportau la stăpân oamenii aceștia. Apoi știi ce mai vedem, frate Costel, aici? Ce mâncau? Vezi că au de mâncare și că își înmoaie pâinea în oțet ca să le țină de sete, și mai mâncau încă ceva, grăunțe prăjite sau boabe prăjite, nu știm exact dacă erau grăunțe de porumb de-al nostru sau boabe prăjite, pentru că acolo nu cred că era tare mult porumb, așa că probabil că erau niște boabe prăjite de grâu sau de altceva pe care oamenii aceștia erau hrănitoare și le mâncau ca să le țină. Observăm încă o chestiune, problema apei.
era apa acolo și să știți că dacă n-ai fost niciodată la câmp să lucrezi, Cristi, ai fost sau nu, Matei? A fost și Cristi, da. Eu țin minte când eram mic, una dintre probleme pe care le aveam de acoperit ca băiat era să mă duc după apă. Eram mic. Și întotdeauna era câte un izvor, era la distanță, trebuia să te duci cu o canistră, să o umpli. Și de multe ori uitam să mă mai întorc și venea tata și țipa după mine: unde ești? Ce faci? Ai adormit acolo? Hai repede cu apa! Și ei, în cazul lor, se pare că trebuiau să ducă apă de la fântâna Betleemului, probabil aveau vase mai mari, era un moment în care se duceau la băut de apă. Și observăm cum Boaz o favorizează pe Rut și îi spune: uite, când ei merg să bea apă, poți să bei apă, întotdeauna când ți-i sete. Pentru cineva care a lucrat la câmp, care stă în arșița aceea, e important să... Încă o dată revin, observați câte detalii ne oferă autorul în capitolul 2 și câte lucruri putem învăța de aici. Dar nu o să mai stăruim asupra detaliilor, pentru că ele sunt interesante, dar este ceva foarte interesant în textul nostru, este o alternare, este o introducere în text, din nou, așa cum vă spuneam, și în introducerea aceasta ți se spune foarte pe scurt: Naomi avea o rudă după bărbat, acesta era un om foarte bogat, din familia lui Elimelec și se numea Boaz, punct. Atât trebuie să știi. Și după aceea Rut Moabita, observați cum este introdus aici ca Moabită, nu îi se spune doar Rut, îi se spune Rut Moabita, a zis către Naomi: lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice. Condiția celor două femei era una la limită. Când ea se întoarce seara de la câmp, îi aduce din resturile de mâncare de acolo. Observăm pe Rut ce grijulie a fost, a mâncat, dar știți cum sunt unii când stau la masă, nu dintre ăștia mai tineri. Mai rămâne câte ceva acolo, dar și cei tineri când se duc la restaurant și le rămâne de mâncare, ce faci? Duci acasă într-o cutie și mai mănânci 3 zile după aceea, nu? Așa. Cumva Rut a zis: ok, iau și duc la mama soacră acasă, că ea îi... Și observăm cum femeile acestea, care erau într-o condiție la limită, s-au întors acasă, o casă probabil care era părăsită, fără gospodărie, fără animale, fără... și trebuiau să trăiască acolo. Nu aveau mâncare, dar Dumnezeu vine și îi binecuvintează, le binecuvintează pe femeile acestea. Dar imediat după ce se duce Rut, observăm cum intră în scenă și o să... Imediat vom intra în primul punct al acestei serii, primul punct al mesajului, primul punct care aș vrea să ne-l aplicăm, să ne gândim la el. Dar ce observ este că alternează, seturi de dialoguri pe care le are Boaz, răspunsuri pe care le dau slujitorii, răspunsuri pe care le dă Rut, dar cumva e un dialog foarte interesant în care e un joc, o mutare dintr-o parte în alta, însă în toate dialogurile acestea răsare ceva foarte interesant în textul nostru, și anume ce răsare este providența lui Dumnezeu. Și un prim element la care aș vrea să facem referire în seara aceasta, și aș vrea cumva să înțelegi că Dumnezeu în seara aceasta te-a adus și pe tine în casa Lui, în providența Lui. Și în providența lui Dumnezeu mi-a pus pe inimă să predic din Rut, din capitolul 2, ca în providența lui Dumnezeu, pentru că în providența lui Dumnezeu a vrut să auzi despre providența lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Și elementul acesta despre providență este prezent în textul nostru, pentru că se începe spunându-ți, ești anunțat să știi că Naomi avea o rudenie foarte bogată din familia lui Elimelec, fostul ei soț, și numele acestui personaj era Boaz. Și cât îți demarc șansele când te duci pe câmp să alegi din mai multe locuri, lanuri unde să te oprești, și din toate lanurile în care te-ai putea opri să te oprești exact în lanul rudeniei
lui Elimelec, a fost lui tău socru, a fost lui tău soț. Și în toată povestea aceasta ești introdus încet la acest concept al providenței lui Dumnezeu. Ce este providența? Când vorbim despre providență, tu la ce te gândești? Nu știi. Ce fain că ești deschis. Și hai să vedem, oare ce e providența? Și mi-am notat aici câteva lucruri despre providența lui Dumnezeu. Și Thomas Watson spunea, faptul că Dumnezeu știe dinainte lucrurile e un fel de precunoaștere. Providență înseamnă, în primul rând, o precunoaștere. Dumnezeu știe dinainte. Și aș vrea să mă ascultați, poate că vă gândiți în momentul acesta, poate că v-ați gândit zilele trecute, oare știe Dumnezeu de mine? Oare își mai aduce aminte Dumnezeu de mine? Textul acesta vine și îți prezintă două femei, fără apărare, fără pensie, fără venituri, fără, care erau știute, erau cunoscute de Dumnezeu. Și cred că e foarte important să înțelegi că Dumnezeu în providența Lui știe despre ele și Dumnezeu în providența Lui știe despre tine. Dumnezeu știe despre tine. Dumnezeu știe despre tine. Dumnezeu știe despre străina aceasta care e venită din țara Moabului. O știe și o cunoaște. Watson mai spune că providența nu este doar o precunoaștere pasivă, ci providența este și o determinare pe care o face Dumnezeu. Dumnezeu face să se întâmple lucruri. Dumnezeu determină lucruri. Dumnezeu face ca să te oprești într-un anumit lan sau ca cineva să se oprească acolo unde ești tu. Când discutăm despre providență, nu discutăm despre o cunoaștere inactivă, pasivă, ci discutăm și despre această determinare a lucrurilor. Și e foarte interesant cum determină Dumnezeu lucrurile în viețile noastre. E foarte interesant. Aș vrea să vă spun, multe lucruri încerc să mi le plănuiesc. Nu mi este întotdeauna foarte bine, dar încerc să le așez pe un calendar și să fac niște planuri. Dar cele mai interesante momente din viața mea, cele mai cu impact momente din viața mea, mi s-au întâmplat neplanificate de mine. Când mi-am cunoscut soția, dacă toți suntem în Cartea Rut, ar fi trebuit să fiu în cu totul altă parte. Și era o chestie banală, eram tânăr, eram prin Zalău și trebuia să mă duc undeva la o nuntă și am ales să nu mă duc la nuntă și am ales ca în după masa aceea sau în duminica aceea să mă duc într-o misiune undeva la o biserică în satul Brebi, la Ruben. Cu tinerii din Zalău am zis, nu mă duc la... Mă duc să slujesc, mă duc să fac altceva. Și de acolo au generat niște lucruri care au dus mai departe și au dus mai departe și am ajuns să o întâlnesc pe Mihaela și întâlnirea dintre mine a fost providențială. Anumite întâlniri care au loc, pentru cei care nu știți, foarte implicați în construcția bisericii noastre, a fost o familie din Statele Unite, Jim și cu Betty Thorne. Știți cum i-am întâlnit în anul în care am venit pastor aici la Biserica Betel, în anul respectiv? Emil Bartoș mi-a zis, Marius, nu vrei să mergi la o conferință despre închinare în Constanța? Ok, ce te duci? Știi, îți dai seama, Paul, cât de bun eu la închinare și la cântare. Și mi-a zis, te duci? Zice, auzi, nu știu cât ești tu de bun cu închinarea, dar te duci să stai câteva zile la mare cu Mihaela. Și eram fără bani și m-am bucurat că mi s-a dat facilitatea asta. Și într-o zi a venit sora asta, Betty, și a zis către noi, pot să stau să mănânc cu voi? Și am zis, cum să nu? Și de atunci tot râdem că n-a știut niciodată cât de scumpă o să fie masa aceea pentru dumnealor.
I-a costat mult, mulți, mulți bani câți au investit în, în lucrarea Domnului de aici. Domnul să-i binecuvinteze. Dar s-a întâmplat accidental, pentru că Dumnezeu știe dinainte și Dumnezeu determină lucrurile mai dinainte și în al treilea rând Dumnezeu direcționează lucrurile mai dinainte. De aceea, atunci când te uiți la viață, și așa aș vrea să mă asculți, când te uiți la ce ți se întâmplă, nu lua lucrurile foarte ușor, nu trece cu vederea situațiile prin care treci, locurile în care ajungi, oamenii cu care interacționezi, pentru că în spate s-ar putea să fie ceva din planul lui Dumnezeu, s-ar putea să fie ceva determinat de Dumnezeu, s-ar putea să fie ceva direcționat de Dumnezeu. Și aș vrea să mă asculți, la prima vedere, de cele mai multe ori poate părea o întâlnire banală, o poveste banală, o ofertă banală, dar în spatele acelor lucruri poate să fie providența lui Dumnezeu. Augustin spunea despre providență, zice, nimic de aceea nu se întâmplă decât dacă Dumnezeul atotputernic dorește să se întâmple. El ori face să se întâmple, ori permite să se întâmple. Dumnezeu e în control. Și în capitolul 2 din Rut poți să vezi providența. Poți să-L vezi pe Dumnezeu aranjând lucrurile, făcând-o pe Rut să se oprească la un anumit lan de ors. Fiind acceptată de către oamenii de acolo să lucreze. Să vină stăpânul și să... În toată povestea asta, apropo de băieți aici, de bărbați, îl vezi pe Boaz și imediat o să ajungem la el, ce om special este. Pentru că în episodul de aici strălucește Boaz. Știi cum e, Costel? Când a intrat în lan, nu știu câți slujitori erau acolo, dar nu au avut nevoie decât de 5 minute ca să-și dea seama că mai are un muncitor în plus. Și băi, aia este încă cineva aici. E foarte interesantă întrebarea în unul dintre comentarii. Comentatori americani care habar n-au de ce înseamnă să mergi la secerat, cu secera, și să fii crescut la jac, ăștia se tot întreabă cum pune Boaz întrebarea asta, că nu întreabă cine-i femeia asta, ci pune întrebarea ca și la jac. A cui e femeia asta? A cui e fata asta? Pentru că nu-i important cine ești în contextul respectiv, ci important a cui ești. Și e foarte important să ajungi să înțelegi că în contextul de aici, al cui ești, noi când discutăm despre noi, a cui suntem, noi suntem ai Domnului. Binecuvântat să fie numele Lui. Primul element la care am vrut să ne oprim este acesta legat de providența lui Dumnezeu. Dar al doilea element care răsare din textul acesta și din nou este extraordinar, este legat de răsplată, de răsplata lui Dumnezeu. Este o răsplată pentru copiii lui Dumnezeu. Și s-ar putea să crezi că răsplata aceasta nu este imediată, dar ascultați ce spune Proverbe 23, de la 15, fiule, dacă îți va fi inima înțeleaptă, inima mea se va bucura și lăuntrul meu se va veseli când buzele tale vor spune ce este bine. Fiule, ascultă-mă, răul, ziceți, că asta trebuie să așeze în inima noastră, a copiilor și a copiilor noștri, răul de la cei răi vine. Niciodată nu opera cu rău, nu te răzbuna, nu face rău, nu spune cuvinte urâte în speranța că prin cuvintele urâte o să îndrepți pe cineva, o să-l faci mai bun pe cineva, o să-l pedepsești pe cineva. Să știi că întotdeauna când folosești rău, folosești ceva de la diavolul care o să distrugă. Și de aceea în textul acesta din Proverbe suntem invitați, fiule, dacă îți va fi inima înțeleaptă, inima mea se va bucura și lăuntrul meu se va veseli când buzele tale vor spune ce este bine. Trebuie să spui ce e bine, să nu-ți pismuiască inima pe cei păcătoși, să nu te lași sedus de cei stricați,
Să nu te lași cumva, să ajungi să-i invidiezi. De atâtea ori te uiți la unii care îți stricați și te uiți la ei că le merge bine și zici, n-au nicio treabă, au gura mare, vorbesc de sus, oamenii merg după ei, au prieteni, au tovărășii și era gata să ți se clatine, să ți se îndoaie piciorul. Dar textul acesta din Proverbe se încheie spunându-ne un lucru extraordinar. Să nu spismuiască inima pe cei păcătoși, ci să aibă totdeauna frică de Domnul, căci este o răsplată. Întotdeauna când îl cauți pe Dumnezeu, când ești loial, când ești credincios lui Dumnezeu, în ciuda aparențelor, când rămâi credincios lui Dumnezeu, este o răsplată. Și poate că în perioada aceasta tu ești pe traseul acela, în zona aceea, în lunile acelea sau în anii aceia în care nu vezi nicio luminiță, în care nu întrevezi nicio soluție, în care nu întrevezi niciun răspuns. Ești în perioada aceea în care socrul tău a murit, soțul tău a murit, tu te-ai legat prin credință de soacra ta, ai fost loială, te duci după ea și ai ajuns în țară și când ai ajuns acolo te-ai așteptat să fie lapte și miere și nu este nici lapte și nu este nici miere și n-ai nici de mâncare și stai și te uiți și îți vine să-ți ridici privirea către cer și să zici, unde-i Dumnezeu? Dar în seara aceasta din Rut capitolul 2 aș vrea să-ți aduc aminte un lucru extraordinar. Pentru copiii lui Dumnezeu, pentru cei credincioși, este o răsplată. Faptele tale vor avea o răsplată. Munca ta, slujirea ta, credincioșia ta va avea o răsplată. Să nu crezi că trece neobservată slujirea ta. Să nu crezi că faptul că te-ai dus și ai făcut pentru Domnul lucruri, faptul că te-ai jertfit, faptul că ai sacrificat, Dumnezeu n-a văzut. În ceruri s-a scris o carte de aducere aminte despre jertfa ta. Nu obosi în facerea binelui, nu te opri din a rămâne credincios. O să vezi momentul în care o să apară răsplata. S-ar putea să fii în perioada aceea dintre o pierdere și încă nu ți apare nimic la orizont. Rămâi credincios. Pentru că ce se întâmplă în textul acesta e foarte interesant. Știți unde apare răsplata pentru fata asta, pentru femeia asta, pentru Rut? Se duce acolo, dar ăsta, frate Costel, îi, cum se zice la noi aici, ai spirit. Ei știe despre ce e, la cât e ceasul. Ai impresia în prima fază că a venit pe ogor, s-a uitat pe acolo, văzut el că este o fată și zice, cine e asta? A cui? De-a cui e fata? Păi, uite, îi... Și după care începe dintr-o dată să vorbească și imediat o să ne ducem să vedem ce spune el. Și zici, bă, s-o făcu milă de ea, că... Da, de unde? Boaz știa tot istoricul ei. Știu cum ai fost credincioasă, știu cum te-ai purtat cu soacra ta, știu cum ți-ai lăsat familia și știu cum ai venit și de ce ai venit aici în poporul acesta. Și grija și binecuvântarea aceasta pe care o arată Boaz, e legată, e conectată cu credincioșia ei. Fii credincios, fii credincioasă, pentru că este o răsplată. Fii credincios, fii credincioasă, pentru că este o răsplată. Nu îți opri mâinile, nu îți opri inima, nu te uita la cei răi. Să nu ți se înmoaie inima, să nu ți se clatine piciorul. Dumnezeu știe toate faptele tale. Știe sacrificiile tale, știe rugăciunile tale, știe lacrimile tale. Dar Dumnezeu s-ar putea să nu răspundă cum te aștepți. Și din nou, tot din experiență personală, uneori m-am dus la Dumnezeu și am făcut tot traseul.
Era atâta de simplu, atâta de simplu, cumva i-am spus: Doamne, uite ce ai de făcut. E punctul 1, uite aici trebuie să faci, aici, după ce termin cu asta, Doamne, te muți dincolo și faci cealaltă, și după ce termin cu aceea, faci cealaltă, și faci cealaltă, și când ai terminat, Doamne, din partea mea ești liber. Dumnezeu se uită la mine și se uită la noi câteodată și zâmbește și dă din cap și zice: vai, vai, vai. Cum încerci tu să mă cobori la nivelul tău? Cum încerci tu să mă vezi pe mine ca pe fiii oamenilor? Cum uiți tu că eu sunt Dumnezeu? Cum uiți tu că eu am toată puterea în cer și pe pământ? Cum uiți tu că eu sunt Domnul? Și vine Dumnezeu și ce e interesant, că te duce pe câte un traseu și nu-i punctul A și nu-i punctul B și nu-i punctul C și numai că te trezești că ai ajuns în punctul Z, unde i-ai propus lui Dumnezeu să ajungă, dar ai ajuns pe un cu totul alt traseu, ai ajuns după alte mecanisme, cu alți oameni, cu alte... Și stai și te uiți și au fost momente în care efectiv în mine am simțit că ceva se întâmplă. A fost așa de greu să accept că Dumnezeu m-a dus acolo unde am cerut să mă aducă, dar nu m-a dus cum a... că aproape că am fost gata să refuz binecuvântarea. Am zis: Doamne, dar e aici binecuvântarea, dar nu mi-ai dat-o cum ți-am cerut eu. Vă aduceți aminte de vindecarea leprosului Naaman? Vă aduceți aminte că el se aștepta ca prorocul ce să facă? Să iasă la poartă, 1, 2, să vină să inspecteze rana, 3, să pună mâna, să rostească incantațiile. N-o făcut ăstea, s-a mâniat și a vrut să plece. Și numai la insistențele slujitorilor săi ajunge să cedeze și să zică: dacă îți cerea un lucru greu, nu făceai? Ba da, păi hai. Și Dumnezeu îl vindecă. Și în momentul în care îl vindecă, omul acesta ajunge să se întoarcă și să facă din Dumnezeu Dumnezeul lui. Deci cred că e foarte important să înțelegem că este o răsplată. Dumnezeu e suveran. Dumnezeu operează în providența lui. El știe dinainte. El determină lucruri. El face să se întâmple lucruri. Dar Dumnezeu se uită la credincioșia ta. E foarte important să rămâi credincios. Dar mai este ceva în textul acesta și aici aș vrea să ne mai oprim un picuț. Ei, Boaz. Și deja v-am spus mai multe lucruri despre el, cât e de rapid, cum face calculele, cum știe să se gândească absolut la toate, se gândește la tot ce i s-ar putea întâmpla lui Rut și felul în care vorbește Boaz e foarte interesant. Vă spuneam, ajunge să vorbească de câteva ori. Numai uitați-vă la un moment dat când începe el să vorbească, zice primul lucru, atât de direct, Dan, cumva ca și un șef din ăla care o știut să știe, se pricepe la dat ordine. Nu e așa o chestie care din câteva propoziții punctează tot ce trebuie punctat. Primul lucru îi zice lui Rut: să nu te duci în altă parte. Ce, fii atentă, fato, tânăro. Să nu cumva să te duci în altă parte. Pentru că știau cât e de mare riscul să se ducă în altă parte. Ce i s-ar fi putut întâmpla în altă parte. Și au zis: ok, aici, să nu te duci în altă parte. Și poate că în seara asta este cineva care trebuie să audă cuvântul acesta: să nu te duci în altă parte. Să te duci la Iisus Hristos, să nu te duci în altă parte. Pentru că dacă te duci în altă parte, s-ar putea să fii rănit. Dacă e gata să-ți alunece piciorul, dacă ești gata să cedezi și să mergi într-o parte sau în alta ca să-ți cauți bucuria și fericirea, o să ai de plătit un preț, o să plângi pentru plecatul în altă parte. Să stai cu slujnicele mele și să te ții lipită de ele. Foarte interesantă observația aceasta. Să stai cu slujnicele mele. Știți de ce? Pentru că e exact același cuvânt în limba ebraică în care ni se spune că Rut a stat sau s-a ținut de Naomi în capitolul 1. Acum îi spune Boaz: nu, acum să te ții de slujnici aici, să te ții de secerătorii mei, pentru că îi binecuvântare pentru tine. Să te ții.
Să nu te duci în altă parte și să te ții. Ce ai făcut în capitolul 1 când te-ai ținut de Naomi și te-ai ținut de Dumnezeu și te-ai ținut de poporul acesta, fă acum mai departe pentru că Dumnezeu e gata să te binecuvinteze. Apoi îi spune, nu te îngrijora, am poruncit să nu se atingă de tine. Din nou o expresie din asta foarte românească, tradusă de fratele, să nu vă atingeți de ea. Să nu cumva s-o bruscați, să-i faceți vreun rău, să-i dați de lucru în plus. Știi cum e? Du-te și fă una, du-te și fă alta, dacă tot culege aici, la noi, pe câmp. Să nu vă atingeți, să nu îi faceți ceva rău. După care Boaz zice să bei apă. Cumva îi asigură câteva chestiuni esențiale. Nu te duce în altă parte, ține-te de ei, vezi că am dat porunci cu privire la tine, o să le spun și să îți lase, cumva să mai uite așa, spice de grâu, să poți, de ori, să poți culege, să... Le-am poruncit să nu-ți facă rău și să ai apă. În momentul în care vine masa, mâncatul, este un principiu foarte interesant. Am mai văzut eu așa lideri din ăștia care și-au făcut un fel de tron, pe care se așează și liderul stă acolo sus, cocoțat, și se uită la slujitori, cum fac lucru pentru ei. Dar sunt lideri și conducători care stau la masă cu angajații, cu echipa. Și Boaz e dintre ei. Boaz a rămas la masă cu slujitorii, nu s-a dus să mănânce separat. Și în timp ce mânca cu ei acolo, frate Cristi zice, no, dați-i și ei, ia și tu și moaie și dați-i și asta și are grijă. Și e foarte interesant că Boaz, în contextul acesta, știe să aibă grijă de femeia aceasta, dar este ceva foarte interesant dincolo de o altă fațetă a providenței. Și aș vrea să ascultați în seara aceasta. Ne-am uitat la providență în ce o privește pe Rut, faptul că Dumnezeu i-a purtat de grijă. Dar în contextul acesta, Boaz operează în providență. Și în contextul acesta, Boaz pricepe că nu se întâmplă lucrurile accidental și că pe lanul lui a ajuns să culeagă o femeie și că femeia aceea a ajuns acolo providențial. Și că în momentul în care a ajuns providențial în lanul lui, el trebuie să aibă grijă de ea. Și cred că e foarte important să ajungi să te uiți la tine, să nu pui problema doar din perspectiva lui Rut, a providenței, ci și din perspectiva lui Boaz. Și în momentul în care te uiți la Boaz, Boaz zice, mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacră ta de la moartea bărbatului tău și cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta și țara în care te-ai născut ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoșteai mai înainte. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Boaz pricepe că femeia aceasta a venit printre altele să se adăpostească sub aripile lui Dumnezeu. Și că în contextul acesta, aripa lui Dumnezeu pentru ea este chiar el. Că Dumnezeu nu face lucrurile, n-a făcut să vină, eu știu ce îngeri din ceruri ca să aibă grijă de moabita aceasta, ci cel care trebuia să-i poarte de grijă, cel care trebuia să împlinească față de ea, providența era chiar Boaz. Și în contextul acesta aș vrea să te întreb pe tine dacă ești sensibil și înțelegi ce ți-a dat ție Dumnezeu. Paul, ce ți-a dat ție Domnul? O luat-o de mână pe Irina. Ce ți-a dat ție Domnul? Ce ți-a dat ție, Domnul? Pe cine ți-a scos Dumnezeu înainte?
am ajuns să trec pe lângă o casă, am văzut o persoană care nu avea nimic, era la poartă acolo. A început să mă urmărească gândul și să mă întreb de ce m-am întâlnit cu persoana asta. Înainte să scoți pe cineva afară de la tine din curte, înainte să alungi un coleg și să-l ocolești, am o întrebare pentru tine. Oare de ce ți l-a dat Dumnezeu? Aici, în Rut, în capitolul 2, Boaz pricepe că el operează în providența lui Dumnezeu. Și că, într-un fel, când tu operezi și începi să împlinești binecuvântările, să fii binecuvântare, nu să fii binecuvântat, să fii binecuvântare, cu cât devii binecuvântare pentru alții, vei fi binecuvântat. Pentru că nu știu de ce, dar noi numai despre Rut spunem că e străbunica lui David. Dar David și Iisus Hristos a avut și un străbunic. Și știți cum l-a chemat? Boaz. Și știți de ce l-a chemat Boaz? Pentru că la un moment dat acest Boaz a înțeles ce i-a dat Dumnezeu și a început să acționeze în direcția respectivă. Și când înțelegi ce-ți trimite Dumnezeu, ce-ți dă Dumnezeu, când tu nu te uiți la situații, la evenimente, la întâmplări, la oameni, la conjuncturi, efectiv și să le arunci la coș, tu te uiți la ele și încerci să vezi ce face Dumnezeu acolo și să pui și tu umărul la ele, să zici, Doamne, eu ce-am de făcut aici? Și e superb, atât de elegant acționează Boaz. Sunt unii care se uită la el și îi spun că... Boaz la un moment dat face ca toate lucrurile să pară foarte simple. Rut se aruncă la picioarele lui și se închină. Acum când vezi o slujnică că se închină, zice, dar cum? Întreabă Rut, dar cum de te-ai gândit să-mi oferi har? Cum? Și el zice, ba, uite, îți ofer har, că am auzit ce ai făcut într-o parte și ce ai făcut în alta, dar în primul rând el oferă har pentru că are o inimă aleasă. O inimă care știe să accepte un străin. O inimă care știe să întindă o mână. O inimă care știe să fie o binecuvântare. Și eu mă întreb, Paul, mă întreb și eu așa, fiind tot de la Jacques, dacă anumite lucruri nu merg așa pe genealogie, oare de unde o fi învățat David să fie așa de generos? De unde o fi învățat David să fie milos cu oamenii care i-au greșit? Dacă nu cumva Boaz acesta o fi lăsat, o fi spus copiilor lui și copiilor copiilor lui după el, cum să te porți? Cum să fii? Și în momentul în care tu înțelegi cum să te porți cu ceea ce îți dă Dumnezeu, cum să fii binecuvântare pentru ceilalți, Dumnezeu te binecuvintează și pe tine. Aș vrea în seara aceasta să ne cercetăm și aș vrea să avem un moment de meditare. Aș vrea să ne plecăm capetele și să venim înaintea Domnului. Rut, capitolul 2, începe cu o criză. Două femei ajunse în Betleem, în casa pâinii, nu aveau de mâncare. Dar în providența lui Dumnezeu se îngrijește de ele. Pentru că Dumnezeu e cel care știe dinainte. Dumnezeu este cel care determină lucruri.
Dumnezeu e cel care acționează. Face să intre într-un anumit lan. Face să vină Boaz acolo la momentul potrivit. Face să vadă ce-i de văzut. Și face ca omul care vede să aibă o inimă potrivită pentru asta. Dacă ești aici, ești fără speranță și gata să-ți alunece piciorul, în seara asta, Dumnezeu, în providența Lui, a vrut să vorbesc despre providență și să spun să nu te lași, să nu cedezi. Pentru că în al doilea rând, Dumnezeu îți spune că El îi vede pe cei credincioși. Și credincioșia ta are o răsplată. Poate ești chiar în punctul acela în care vrei să renunți. Poate ai impresia că sunt doar niște cuvinte aruncate de aici din față, că predicatorul ce să facă și ce să spună. Dar aș vrea să înțelegi că în seara aceasta e aici Iisus Hristos, care ți-a făcut o promisiune. Eu sunt cu tine până la sfârșitul veacurilor. E aici Hristos, care îți vede sacrificiul și îți vede jertfa. Și ascultă-mă, Hristos contorizează altfel lucrurile decât le contorizează oamenii. Ori de câte ori faci o slujbă, ori de câte ori dai un ajutor, ori de câte ori îmbraci pe cineva, ori de câte ori porți de grijă cuiva, Hristos se uită la tine și zice: toate acestea mie mi le-ai făcut. Este o răsplată pentru credincioșia ta, pentru slujirea ta. Este o răsplată, să nu-ți pierzi nădejdea. Dar în al treilea rând, în seara aceasta, am ajuns să înțelegem cum trebuie să operăm ca agenți, ca fii, ca parteneri ai lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu ne trimite episoade, lucruri, oameni, să înțelegem cum să exprimăm caracterul Lui, bunătatea Lui, cum să-L facem cunoscut pe Dumnezeu. Boaz îi spune acestei femei: ai venit să te ascunzi sub aripile lui Dumnezeu, eu sunt aici un reprezentant al Lui și vreau să ți-L arat pe Dumnezeu, vreau să-ți arat dragostea Lui, bunătatea Lui, blândețea Lui, acceptarea Lui. Și tu ai de interacționat în jurul tău cu oameni cărora trebuie să-L arați pe Iisus Hristos, să vadă puterea lui Iisus, să vadă dragostea lui Iisus, să vadă iertarea pe care o oferă Iisus Hristos, să vadă harul lui Hristos prin tine. Ce faci cu ce ți s-a încredințat? Ce faci cu oamenii care ți s-au dat? Ce faci cu pacienții care ți s-au dat? Ce faci cu colegii care ți s-au dat? Ce faci cu șefii care ți s-au dat? Ce faci cu relațiile care ți s-au dat? Mă auzi? În seara asta e vorba despre tine, aici. Despre ce faci cu ce îți dă Dumnezeu. Cum îl reprezinți pe El? Aș vrea să lași ca Duhul lui Dumnezeu să atingă de tine. Aș vrea să iei hotărâri sfinte în seara asta pentru El. Să te pui deoparte, să te pui la dispoziția Lui. Te las pe tine să-i spui lui Iisus ce vrei să faci pentru El. Te las pe tine să-i spui. Aș vrea să rămânem în timp de închinare.
de cercetare înaintea Domnului nostru Iisus Hristos.